Vremea se schimbă în România după ce ne-am confruntat cu temperaturi extrem de ridicate. Ultimele zile au fost foarte călduroase, deși ne apropiem de prima lună de toamnă. De astăzi însă vin ploile pe aproape întreg continentul și vremea se schimbă complet în perioada următoare. Conform știri.fresh24.ro, vremea se schimbă în toată țara, după ce ultimele zile au fost extrem de călduroase și ne-am aflat sub avertizări de caniculă. Meteorologii transmit acum vești rele pentru majoritatea regiunilor din țară, unde sunt așteptate ploi și vijelii de proporții. Sunt așteptate furtuni până la sfârșitul săptămânii, mai ales pe timpul nopții. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare cod portocaliu de ploi abundente în cea mai mare parte din Transilvania, nordul Olteniei și Munteniei și în sudul Banatului și cod galben în mai multe județe din țară. În toată această perioadă ne vom confrunta cu o instabilitate atmosferică accentuată, ploi abundente în cea mai mare parte a zonei montane și a Transilvaniei, în nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în sudul Banatului. Va ploua semnificativ în zonele vizate de avertizmentul specialiștilor și se vor înregistra cantități de apă de 40-60 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 70-80 de litri pe metru pătrat. Conform specialiștilor, vom avea parte și de descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Toată săptămâna va fi vremea instabilă, cu înorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Până mâine va fi și cod galben în cea mai mare parte a țării, cu ploi și vijelii. Temperaturile rămân însă ridicate, dar aerul va fi mai plăcut și ușor de respirat, relatează știri.fresh24.ro.